Aș putea spune că asistăm la următoarea telegramă uluitoare. Din lansarea acestei noi galerii, anume Naște și Mediaș Oameni. Asta este o parafrază la Eumida cu Naște și Moldova. Sunt foarte bucuros că ați venit un număr atât de mare. Asta arată că vocația prieteniei și vocația receptării actului artistic în cultul becheșan își are o bună aderență. Văd că există aici iubitori de artă de la vârste fragede, de la 2 ani până la 86, cel puțin așa am eu în catastife și pe prompt. Așa. Vreau să vă spun că ceea ce se întâmplă aici ține de, în același timp, și de miracol și în același timp și de normalitate. De miracol pentru că într-o lume dominată de consumism, de noile tehnologii ale comunicării și informației, de tabloidizarea aspectelor intime ale vieții, apare un focar de cultură prin această galerie. Și e un lucru uluitor pentru că în loc să investească bani care să producă alți bani, autorele moral și financiar acestei galerii, prietenul nostru Vasile Popescu, investește în spiritualitate, în art. România sa are de altfel și o vorbă, totul trebuie să aibă un cod și totul trebuie să aibă o semnificație. Și semnificația deschiderii acestei galerii, prima galerie privată din Mediaș, trebuie consemnată ca atare și aplaudată la scenă deschisă.